copii! La cartea din lumea celor care nu cuvântă, scrisă de Emil Gârleanu, de unde vom citi astă seară povestea Cântărețul. E de neam. Între toate ligioanele lumii, gândește el, nu era alta care să aibă strămoși mai aleși și mai de viță. Pământul era o nimica toată, un boz de humă, ce orbăcăia fără de niciun căpătâi prin văzduh, când neamul lor greeresc își ridica o sanale lui însuși, sub frunzele uriașe, din care astăzi nici măcar urme n-au rămas. Ei biruiseră vremea, doi nu iau stăpânii în lung și în lat, ca și pe atunci. Chiar un străbunic al lui, cu mii de ani înainte, fusese cântăreț în cuptorul brutăriei lui, por împărat. Și astea nu erau vorbe de aici, de acolo, și le povesteau bătrânii în toate mințile lor, și ei, firește, de la alți bătrâni pricepuți le auziseră, căci doar așa rămân poveștile pe lume. Toate gândurile astea năvăliseră greierului în cap, într-o seară, când nu putea ațipi din pricina unei privighetori care impuiase capul cu cântecele ei, de sus, din copacul sub care dânsul se odihnea. Mă rog, n-aș putea o vedea și eu pe dihania asta? Ce neam așa de obraznic să fie? Se întreba greierul și cum numai de întrebat se putea întreba singur ca să afle și un răspuns, își puse în minte să-i scodească pe o lăcustă, lăcustă, deși numai la gândul că avea să vorbească unei obriz, care îndrăznise să se întreacă din sărit cu el, îl apucau furile. O căută totuși și, și nu o găsi. Firește, gândi greierul. Lăcustă și să stea acasă. Dracu a mai văzut. Și cum luna se ascunsese într-un nor, rugă pe un licuri să lumineze calea. Și așa se întoarse. Toată nopticica nu închisese ochii. Privighetoarea își făcuse de cap. Îl mai mângâia însă pe greier iubirea și laudele care o mulțime de vacile Domnului, gângănile cele roșii stropite cu negru, i arătau. Lăs, lasă că căinau, că nu putuse dormi, dar din semnele lor greierul înselesese că și ele erau mirate de îndrăzneala unei paseri venetice care tulbura liniștea băștinașilor de neam. Greierului i se umfla piept, inima în piept de mândrie și în zor de zi li se închină cu plecăciune, poftindu-le în jurul în jurul să-l asculte. Și cu toată oboseala, greierul le cântă în cinstea lor un imn al dimineții, iar vacile Domnului îl rugau să nu mai contenească, fiindcă ele altceva n-aveau de făcut decât să-l asculte. Și le-a cântat greierul până ce soarele s-a ridicat de câteva suli pe cer, iar încălzindu-se grozav, cântărețul se ruga de iertare să ațipească puțin și se adăposti sub frunza unei rochița a rândunicii, iar vacile domnului se sfătuiră să se ridicară pe firicelele de iarbă din prejurul culcușului cinstitului cântăreț și legănându-se ușor, începură să-i facă vânt, să doarmă răcoare, cum se și cuvenea unui mândru crai ce era. Noapte bună, copii! Să ne revedem cu bine și la alte povești!